Principal nu este un film despre, cum spuneam, despre sens și despre limbaj și despre limbaj cinematografic. De-aia ai nevoie de un dicționar acolo, nu? Nu, nu, nu. E un personaj în sine, dicționarul acela. Da, există un... Până la urmă, demersul era dacă la capet, ce la capătul cuvântului. Dacă la capătul cuvântului e dicționarul, cam absurd tot. Despre cuvinte care, până la urmă, nu mai, practic, își pierd sensul, sunt folosite, sunt refolosite, sunt reinterpretate și, până la urmă, ajung fără sens, până la urmă. Și se vorbește mult despre conștiință în film. Da, este, dacă vreți, este intriga, filmului. Asta îl determină pe personajul principal să nu, facă, să nu rezolve cazul într-un mod clasic, dacă vreți. Și ați faceți din nou un foarte bun PR vasului dumneavoastră natal. Nu dă bine în filme vasului. Nu neapărat, că nu, e nici nu e specificat. Nu e specificat. Nici care n-a fost sau n-a fost, nu era specificat. Nu, 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 dar lumea știe. Da. Îmi place să poziționez acțiunile filmelor mele într-un oraș de provincie. Probabil asta e o reminiscență din literatura rusă care îmi place foarte mult. Și la noi la Salutare. Da, dar în Gubernia X, da. Într-un Gogol sau ce, exact. Ce autor m-a influențat. Da. Și-au făcut actorii documentarea, am înțeles că au discutat cu polițiști adevărați. Au discutat, ne-au ajutat cei de la, trebuie să le mulțumesc și la Poliția Municipală din Vaslui și Poliția Județeană, ne-au ajutat, au fost alături de ei, m-au primit sfaturi, am discutat înainte, adică a fost foarte ok. Ne-au ajutat, chiar ne-au ajutat foarte mult și au fost... Am prieteni care sunt polițiști și chiar a fost ok. I-au ajutat, bănuiesc, și cu povești despre cazuri? Sau... Da, cu povești despre cazuri. Au stat, la un moment dat am stat cu... Dragoș a stat am mai vorbit cu ei, genul ăsta, au ieșit după serviciu, au mai stat la de vorbă, l-au povestit, am discutat și cu mulți de la judiciar, Dragoș a făcut o primă perioadă la Brașov, unde are cunoștințe, o parte din documentare. Am dat textul la citit, și scenariul a fost citit de mai mulți. Pentru că, până la urmă, ce mă interesează într-un film trebuie să fie o situație plauzibilă. Până la urmă, nu poate, un film nu poate fi copia reală, dar situația trebuie să fie plauzibilă. A fost. Chiar dacă și este. Poliția să aibă conștiință, dar a fost. Nu, probabil, cred că noi îi privim altfel. Da. Cred că noi îi privim altfel. Vă spun că am prieteni polițiști și cred că cumva am... E ca în orice... ca în orice muncă până la urmă, ca în orice lucru. Există partea asta de... fiecare vine într-un anumit sau într-un anumit sistem și sunt lucruri mici care declanșează lucrul ăsta. Asta se poate spune și chiar despre un cineast, dacă acceptă sau nu compromisul să facă ceva. Sau e jocul ăsta care există. La an, luați cel puțin câte premiu, nu vă opriți aici, să mergeți în fiecare an. Păi nu, în fiecare an fac un film la 2-3 ani, nu știu, 4 ani, nu știu când o să fac un film. Până acum am avut noroc, ca să spun așa. Să vedem ce va urma. Ne bată mult. Să fie, mulțumesc.